Așa arată o oră de vârf. Marți seara. Podul Gabrielei Firea e arhi plin. Stau nemișcate mașinile acolo, sub pod la fel. Podul Ciurel. S-au băgat milioane și traficul tot stă înghețat. E clar că trebuie altceva schimbat. Încurajați mersul pe bicicletă și cu transportul public. Nu trebuie inventată roata. Deja au înțeles asta occidentalii. Relieful Bucureștilor e perfect pentru pedalat. Și iarna și vara. Mai puțin infrastructură, dar o să fie mai mult. O masă critică de alegători și contribuabili. Și o să facă și infrastructură biciclistică.